S-au scurs 1936 de ani de când am urcat pe tron. Eu sunt Decebal, ultimul rege al Daciei și acesta este portretul meu. Numele meu real este Diurpaneus și sunt fiul regelui Scorilo. Regatul Dac era format din teritoriile pe care se așează astăzi Transilvania, Banatul, Oltenia, centrul și sudul Moldovei. Capitala se afla la Sarmisegetuza, regia în munții Orăștiei, unde aveam reședința regală. Am petrecut destul de mult timp aici pentru că era o cetate fortificată situată strategic la înălțime și greu accesibilă. Aici se aflau palatele regale, templele și alte clădiri administrative și tot de aici am coordonat acțiunile militare împotriva romanilor. Când am preluat puterea, Dacia era deja amenințată de romani, așa că principala mea prioritate era să apăr regatul. Încă din primul an de domnie romanii au trecut Dunărea, dar am plănuit o ambuscadă și am reușit să îi învingem. Înainte de bătălie am propus încheierea unui tratat de pace, dar am fost refuzat. Îmi plăcea să întind curse, știam cum să le enervez pe dușman, dar știam și când să mă retrag. Așadar, le-am pretins romanilor un preț de 2 oboli pe cap de locuitor în schimbul păcii. Mi-am dat seama că impulsivitatea îl conducea pe generalul roman Cornelius Fuscus și l-am atras în capcană. Aproape toți soldații din legiunea a 5-a a Laudae au fost uciși împreună cu generalul. Armata romană avea în jur de 150.000 de oameni, în timp ce armata mea avea în jur de 60.000. Vă puteți închipui, era nevoie de multă creativitate pentru a câștiga aceste lupte. Am întâmpinat și dificultăți și am pierdut bătălii, iar atunci când am pierdut teritorii, am făcut tot posibilul să le recuceresc. Povestea mea nu este una cu final fericit. În anul 101, după 3 ani de pregătiri, Traian și armata lui au atacat Dacia cu 14 legiuni. Au pătruns în regat prin Banat și la începutul anului 102, armata mea a fost înfrântă la Nicopolis, Adistrum și la Adam Clisi în Dobrogea. Pacea ne-a costat foarte mult. Traian mi-a impus să dărâm zidurile cetăților, să renunț la unele teritorii și la independența politică. Acesta a fost sfârșitul primului război dacoroman. A doua zdruncinare a Daciei dintre anii 105 și 106 a reprezentat și începutul sfârșitului. Romanii au reușit să cucerească cetățile care păzeau accesul spre capitală, iar într-un final a început și asediul Sarmisegetuzei. Bazându-mă pe aliații mei, am încercat să le recuperez. Mi-am jurat că Dacia va fi cucerită numai peste cadavrul meu și m-am ținut de cuvânt. Înainte să mă ucidă ei, am făcut-o eu. Capul meu a fost dus la Roma, iar Dacia a rămas sub ascultarea romanilor. Au folosit aurul de la Roșia Montană și alte resurse naturale ca să-și rezolve problemele financiare, că doar de asta trângeau atât de mult după regatul meu. Nu am pierdut Dacia cu ușurință. Imperiul roman era puternic, însă eu am fost cel mai temut dușman al lui.